Nu mai este niciun secret pentru nimeni că mari producători autohtoni sau de peste hotare folosesc substanțe chimice pentru a-și tripla recoltele. Iar pentru cei care vor mai mult, e simplu. Sporesc dozajul de erbicide și pesticide. Dacă sunt produse în concentrația și dozajul care trebuie și aplicate tot în concentrații normale, care se scrie pe plic, nu sunt probleme. Problematica este la fructele și legumele care vin din culturi care sunt pe hidroponic, substrat nutritiv, sunt produse în sere care ele sunt culturi intensive. Ca exemplu, noi producem 20-30 de tone de ardei la spațiu protejat, vorbim acum de ardei, iar ceilalți care produc în sistemele de hidroponic produc undeva la 200-300 de tone. Un calcul simplu ne arată că producătorul autohton e oarecum obligat să țină fructele și legumele naturale. Producătorul român se temperează din cauză financiară. Dacă intervii până la finalitate, îți dublezi costurile, iar la veniturile care le încasezi prin vânzarea unui kilogram de produs, nu scoți cheltuielile pe care le-ai făcut. Și pentru că legumele se comercializează fără certificat de analiză și calitate eliberat de un laborator de specialitate, nu poți cunoaște calitatea unui produs. Niciun hipermarket nu a cerut o analiză a unui produs să-l facă în laboratoare să vadă conținut, remanențe, substanțe toxice și alea. Noi avem la fiecare două săptămâni analiza pe loturile care avem, dar la cele care vin din import, nimeni nu solicită clar un certificat de analiză al produsului. Și produsul vine însoțit de un certificat de conformitate, dar răspunderea scrisă decât în hârtie nu este satisfăcătoare pentru că nu știm ce conține. Cea mai mare toxicitate apare la fructele și legumele crescute în spații greu de controlat. În spațiile protejate nu sunt diferențe. Problema este în spațiu liber la câmp. Dacă îi administrezi o doză de îngrășământ azotat sau magneziu sau fosfor sau potasiu, e posibil ca ploile care cad să aibă în componența lor ori nitrați, ori fosfați, ori ploi acide, cum le definim. 200.000 de oameni mor în fiecare an din cauza ingerării de pesticide. Alții se luptă o viață cu o altă consecință a acestora, cancerul. În topul toxicității cu pesticide sunt strugurii, bananele, căpșunile, piersicile, în general, produsele care sunt ușor perisabile, pesticidele fiind folosite și pentru a menține cât mai mult aspectul proaspăt al produselor. Dacă sunt consumate de femeile gravide, pot avea efecte teratogene. Nu există medicamente împotriva acestor toxine, acestor chimicale. Soluția ar fi legumele și fructele organice. Produsele bio, evident, sunt mult mai scumpe, sunt foarte bune și cine poate să-și procure ar fi foarte bine și este într-adevăr o variantă sănătoasă de alimentație. Nutriționiștii români spun că există totuși un remediu probat pentru reducerea toxicității din legume. Există lucruri pe care le putem face noi acasă pentru a mai anula acest efect nociv al pesticidelor și al îngrășămintelor chimice care se regăsesc în fructele și legumele pe care le consumăm aproape zilnic. Clasica spălare a fructelor și a legumelor extrem de bine are șansa să mai dilueze concentrația unora dintre chimicale, aceste insecticide, pesticide, care sunt extrem de nocive. Există aparate speciale care ozonizează apa în care sunt ținute legumele și fructele. Practic, în 5 minute, 7 minute, se scapă de 95% din tot acest balast pe care noi, alminte, dacă îl ingerăm, ne provoacă efecte extrem de dezagreabile și nocive în corp. Este un mit faptul că prin fierbere aceste substanțe nocive ar putea fi anihilate, nici vorbă, dimpotrivă, chiar se concentrează. Așa că, de multe ori, cele mai frumoase produse din galantar sunt și cele mai periculoase. Depinde numai de noi să cântărim corect ceea ce este bun și ce nu.